Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi jucăm un alt joc. Să ne căcăm pe noi împreună. Să nu vă uitați la topuri cu jocul horror înainte de culcare, că s-ar putea ca după să auziți pași prin casă. Jocul ăsta l-am văzut într-un top, am văzut că arată foarte bine, așa că am zis să-l încercăm și noi azi. Urmează să postăm și ultimul clip din Devotion cu sfârșitul din joc. Încă n-am avut timp să-l filmez, dar zilele astea o să apară probabil. Oh, she's coming. Fugi, Robert, fugi. Trebuie să o arzi. Hai, hai, fugi, tată, fugi. Acum la început văd că ne uităm ca la film. Dar pare mișto, chiar pare mișto. Chiar se vede mișto și grafica. Bine, n-ar fi ceva unic, acum nu înțelegeți greșit, jocuri first person s-au mai văzut. Dar din ce am văzut, jocul e unic în felul lui, o să vedeți voi mai târziu de ce. Hai, Robert, hai, Robert. Hai, ce față are. Vă dați seama din titlu, termenul de ocult o să vină împreună cu alte satanisme și lucruri de genul ăsta. Fugi, fugi, tată, fugi. Exorcizări. E exact genul meu de joc slash film la care m-aș uita. Ah, wow. Ah, wow, wow. Ce morții, mă, ai țâțele goale, cred. Avem conținut very hot în jocul de azi. Hai, hai. Sânge, ești rănită. Da, e rănită. Avem o geantă după noi, deci cred că suntem un fel de doctor sau ceva. Ha, și sunetul e foarte tare în joc. Nu e genul ăla de sunet la care știi că urmează un jumpscare. E sunetul ăla de pe fundal care te face să știi că ești într-un joc horror. Ok, find a way out from the house. Păi, pe ușă. A, ușa e blocată, mă. Să trebuiască să ne mai plimbăm un pic pe aici, prin casă. Vedem ce fac butoanele astea. Putem deschide ceva pe E? Nimic? Ce pula mea? Pe R. Din ce văd? Dacă vine fantoma, e fut una. Nu? Ia, pe cât, pe cât te pui jos, ok? Peterul nu e o variantă. Pe hornul lui Moș Crăciun nu o să putem intra. Amă, ridică-te, ridică-te, ridică-te. Putem ieși pe geam, eventual? Nu. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Ok. Deocamdată nu pare foarte greu. Ha, deci urăsc, urăsc treburile astea. Că nu știi de după ce colț apare bulangioaica aia de fantomă. Ei bine, prietenul nostru șobolan este aici. Să ne țină de urât, presupun. Fai de pula mea că ești dita mai animalul. Ăla cred că-i fisul. Șobolanul ăla era cât un câine în pana mea. Hai. Hai, tată, hai. Păi, destul de mișto și ideea asta cu pânzele. Pare ok. Să vedem. Ok. Faza e că am intrat aici, dar să vedem cum ieșim de aici. Presupun că
că pe undeva trebuie să fie o ușă sau ceva. Că altfel nu am fi putut intra aici degeaba. Dă-i o palmă, nu? Nu vrea. Nu vrea. Lanternă n-avem, deși aș fi vrut, pentru că e întuneric aici, nu văd nimic. Hai mă, hai. Haideți șobolanilor. Opa. Opa, ce se întâmplă? S-a prins veioza asta, să ce pula mea o fi. Numai să nu explodeze acum. Băga mea măta. Nu știu acum dacă a fost un checkpoint sau dacă am murit. Să vedem probabil. A few hours later, cu câteva ore în urmă, lucrurile stăteau altfel. Ok, noi intram în casă frumos, ca niște oameni civilizați. Deschideam ușa ca niște oameni civilizați. Ne uitam în casă ca niște oameni civilizați. Hello? Anybody there? Ce întreabă dacă e cineva acolo? Pula mea, cine ar sta în casa aia? Nu vezi un pic cum arată? Părăsită? Bine, întrebarea a fost bună că vedeți și voi chiar e cineva în casa asta. Nu suntem singuri. Bineînțeles, aici suntem noi. Bun. Trebuie să și fugim un pic. Putem testa ușile care se deschid și care nu. Yeah, maybe, maybe. Ok, trebuie să căutăm o cheie. Sau putem să mai deschidem o ușă. Se deschide ușa asta. Să mor eu. Ok, ok. Pare liniște deocamdată, ne-a speriat acolo la început. Sper că asta să fie tot. Nu m-ar deranja să fie un episod de căcat fără jumpscare-uri. Chiar deloc. Ok, ne uităm pe biblioteca asta pe aici. Totuși, de apreciat faptul că avem o umbră în joc. Lucru pe care nu îl vezi chiar în orice joc. Ok, n-am găsit nimic aici. Haideți să mergem în direcția asta. Și aici e blocată cu o cheie. Pula mea. Și acum unde găsim noi cheia? Ok. Asta e o mapă. Oh, ce fel poți să rotești? Și o cale, cum îmi dau seama care e intrarea? Bună întrebare. Bună întrebare, o să aflăm mai târziu, probabil. Aici nimic. Oh, că nu m-am gândit la asta înainte. Să deschidem sertarele, tată. Ceva obiecte interesante? Absolut nimic. Absolut nimic. Ok. Hai. N-avem sertare aici? N-avem. Nu știu dacă am încercat pe aici să deschid un sertar. Ok. Nici aici n-avem nimic. Ok. Sânge pe jos. E clar, ceva n-a fost ok aici. Ceva a decurs prost, măcar. Ok, dar
Unde aș găsi eu cheia sau o lanternă? Sincer, mi-ar fi utilă și o lanternă. Hai sus, hai sus, hai sus. Cine e născut în septembrie? Hai sus, hai sus. The door is locked, ok. Nu prea îmi plac jocurile astea în care nu prea ai variante. Peste tot unde te duci ai nevoie de câte o cheie. Cam în genul ăsta ai făcut și ultimul Resident Evil. Foarte multe uși, foarte multe chei. Iar omulețul nostru e foarte prost. În pula mea ești într-o casă părăsită unde vezi sânge pe jos. Și tu începi să strigi: e cineva aici? Eu sunt în viață. Vreau să mor. Ok. Everything seems normal. For first sight, a simple, big, old and empty house. Everything's... Totul pare normal la prima vedere. O casă veche și goală. Normal, da. But why do I have the strange feeling of constantly being watched? Dar de ce am senzația că mă urmărește cineva într-un mod constant? Habar n-am. S-ar putea să ți se pară sau s-ar putea să fie adevărat? Oh! În sfârșit! În sfârșit, dar am trecut pe lângă balta asta de sânge de vreo 2-3 ori, cred. Ce poate să se întâmple aici? Nimic bun, îți dai seama. Așa, luăm cheița. Pune-te jos, frumos. Așa, și cheița asta se potrivește cu prima ușă din față, ok. Ce naiba? Să mergem acolo, să nu mergem? Presupun că ar trebui să mergem. Și fugim repede. Fugim. Door is unlocked. Ok. Deschidem prima ușă care ne iese în cale. Dar nu-mi place că... sunetul ăla blană pe fundal. Ca să ne căcăm pe noi împreună. Bine, voi vă căcați pe voi de râs că vă uitați la mine. Doare voi. Pot să iau nimic de acolo, ok? Ok. Ok. Nimic. Farfurii pe perete. De ce ai face asta, frate? Wow, cum e. Suspansul ăsta. It's weird. Oh, ce naiba, mă? Where is everybody? Noi am avut ceva colegi în expediția pe care am făcut-o. Colegi pe care i-am pierdut și ar trebui să-i căutăm. Wow, dar cum e? Deci, casa asta îmi pare ca un fel de labirint aici. Și nu prea-mi place, pentru că nu prea mă pricep la labirinturi. Ok. Închis, bineînțeles. Da, aici spune că s-au oprit renovările și nu poate să-i învinuiască pe constructor. Nici eu nu pot să-i învinuiesc. Uite un pic cum se aude și cum se întâmplă lucrurile în casa asta. De ce s-a închis ușa aia? Nu. E prea liniște. S-ar putea să fi părăsit casa. Asta ar trebui să facem și noi. Robert, is that you? Nu e Robert, e clar că nu e Robert. Pare chiar ar trebui să mă duc acolo. O să regret asta.
O să regret. Clar că o să regret asta. Ok. Nu e. Nu e bine deloc. Deloc. Aoleu, și fulgerul ăsta mă omoară. Wrong code. Oh, n-avem o mapă. Suntem aici, sunt în papula, dacă îmi dau seama pe mapa asta. Ok, deci a văzut-o, e o femeie de care vorbește toată lumea, misterioasă, probabil posedată sau moartă, cel puțin. Aoleu, cum e aici? Nu intrăm deocamdată acolo. Chiar ai senzația asta? Tocmai ți-ai văzut tovarășul mort, mergând. Mai ciudat de atât. Eu nu înțeleg de ce a pus varianta asta să poți deschide dulapuri, pentru că oricum n-a pus nimic în dulapuri developerul ăsta. Au. Ok. Ok, ok. Ce p***a mea? S-a făcut pielea de găină, să-mi bag piciorul. Trebuie să fugim de aici repede. Alt cod? Nu! Nu-mi plac codurile. Mai plimbăm un pic pe aici. Poate mai găsim și altceva. Oricum, nu-mi place ideea asta. Totul să trebuiască deblocat cu coduri pe care le găsești în hârtiuțe. Cred că s-a mișcat ceva acolo. Sau mi s-a părut? Bă. Băi, băi, băi. Aoleu, mai și fulgere din când în când. Da, jocul chiar arată bine. Pare fain. Totuși pare și destul de greu. Probabil ar fi multe lucruri de văzut în jocul ăsta. Dar deocamdată o să ne oprim aici. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like. Dacă aveți ceva de comentat, nu uitați să o lăsați în comentarii și activați notificările ca să vedeți când postăm un clip nou. Eu v-am salutat. Ciao!